Așa. În primul rând, vreau să supun la vot ordinea de zi. Aceste două puncte se pune jurământul de către nou primar și următorii consilieri în ordine alfabetică, care pot să dau citire. Acum să știți... O să-i strigați tot pe fiecare la vot. Da, bine atunci. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi pentru aceste două puncte pentru depunerea jurământului. Vă mulțumesc în numele meu. Da. Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce înseamnă în puterile și priceperea mea pentru bine locuitorilor Comunii Donești. Așa să mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunii Donești. Așa să mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și pregetele mea pentru binele locuitorilor Comunii Domnești. Așa se numește Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunii Domnești. Așa se numește Dumnezeu. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru era cazul ca mulțumirile acestea să fie aduse mult mai devreme, dar oricum sunt bine primit oricând. O să demonstrez că aceste mulțumiri vor fi aduse și în fapte, nu doar verbal. Aș mai spunea faptul că mă rog Bunului Dumnezeu ca să îmi țin amintirea unui singur lucru. Acela că noi toți, inevitabil, vom ajunge cândva foști. Foști primari, foști consilieri, foști. Iată că. Și deci dacă ținem lucrul acesta aminte, atunci vom face ca momentul prezent să fie cel care trebuie, cum trebuie. Deci sper că atunci când vei deveni fost, să nu-mi pare rău pentru clipa de astăzi. Mulțumesc! Înainte de a închide această ceremonie, această ședință, vreau să mulțumesc tuturor colaboratorilor, tuturor locuitorilor ale localității Dornești, care până acum mi-au fost alături și de aici în continuare voi fi eu alături de ei, tuturor consilierilor cu care am lucrat până acum și cu care vom lucra împreună de acum, mulțumesc tuturor personalului din aparatul din specialitate, adică din toți funcționarii primărie, toți funcționarii de la școală, pentru toți am fost alături, am fost pentru localitate, pentru toți și în continuare voi da curs la toată priceperea și la tot ce pot să fac pentru această localitate. Chiar dacă aici s-a terminat funcția mea, s-a terminat mandatul, care știți a câte le-ai, eu mulțumesc încă o dată tuturor și voi sta aproape de toți pentru bunul mers în continuare a localității Dornești. Încă o dată să vă mulțumesc, multă sănătate, fericire și la hram cu toți în pământ. Mulțumesc, domnul primar! Domnule primar, astăzi, doamna secretară, doamna primului părinte, stimată doamna reprezentantă, doamna reprezentantă, stimați consilieri și stimați cetățeni, prezentați aici. Într-o zi frumoasă de toamnă, se petrece un eveniment deosebit. Investirea în funcția de primar, a domnului Vasile Cazacu Sărbel și a noului Consiliu Local, un consiliu local împrospătat, cu aproape 7 consilieri, dacă nu greșesc, la primul mandat, este un lucru bun. Probabil, nu prea de multă vreme, vom ceda și noi loc și vor veni alții, că așa este normal. Domnule primar, vă stăm în față o misiune deosebit. E un drum nu ușor, o misiune nu ușoară.
cetățenii au investit în dumneavoastră, în această investiție și în față, în cetățenie. După 20 de ani de conducerea domnului Lusa, pe care îi mulțumim de cea pe care, a venit rândul să vină și la dumneavoastră, pe parcursul la Apra. V-aș sugeri să aveți o colaborare bună cu personalul din primărie, cu compartimentul de cercetare în care veți avea nevoie. Gândesc că este dumneavoastră. Nu în rând de să aveți o colaborare cu Consiliul Local, cu care vei vă întâlni, cu toate zori, de orice săptămână. Și să aveți acea armonie de care este necesară în modul ăsta și proiectele de hotărâre. Spuneam, nu este un lucru ușor. Nu este ca lumea. Vor veni să vă ceară una și alta, nu știu ce face cu toate, dar cu răbdare, cu înțelepciune, încercați să rezolvați probleme și cu ajutorul nostru. Dacă veți avea nevoie de ajutorul nostru și vă putem da un sfat cu mare dragă, că vă poate da. Dacă știu, în rest, în final, vă mulțumesc pentru răbdare și împreună cu dumneavoastră și în aplauze dumneavoastră, să-i spunem la mulți și binecuvântați ani.